Bună ziua, dragi prieteni din Săgetător! Haideți să vedem la dragoste la Săgetător. În dragoste pentru săptămâna viitoare. Se întoarce o persoană, pleacă. Nu știu, această persoană este jumătate cu dumneavoastră, jumătate cu altcineva. Sau trăiește foarte mult în trecut și amintește foarte mult de trecut, de altcineva. Unele persoane aveți ceva magie făcută, dar aveți multă dragoste, mă înțelegeți. Nu văd rău. Nu este rău deloc. Dragoste, mesaje, unii sunteți cu mesajele, cu scrie sau contract de căsătorie, vă căsătoriți, vă mutați împreună, faceți călătorii, poate mergeți în vacanță, în concediu sau veniți din călătorie sau ați venit din călătorie. Așa, arată o persoană din rac, scorpion sau pești, berbec, poate fi. Această persoană este o persoană bună și arată că o să aveți mult noroc în dragoste și că o să aveți o perioadă de liniște. Deci dacă v-ați certa până acum sau nu v-ați înțeles, acum arată că o să vă înțelegeți mai bine. Dacă vă gândiți la o persoană și ați vrea să o cuceriți, poate fi Fecioară, Taur, Capricorn, arată că da, că puteți să cuceriți această persoană. Poate fi Scorpion, iarăși. Așa, poate fi Rac, Pești. Poate fi și Gemeni, Vărsător, Balanță. Aveți dragoste cu această persoană, deși se cam depărtează, se apropie, se depărtează, da? Este o persoană inteligentă, este responsabilă, deci lucrează, poate lucrați împreună. Este o persoană romantică, dar mai aveți și pe cineva care nu are interes. Poate fi o altă persoană care nu are interes de dragoste, doar sexual. Deci văd mai multe persoane aici. Depinde la cine se potrivește, da? Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.